Beți curcuma cu apă caldă în fiecare dimineață, timp de un an, nu vă veți recunoaște turmericul, este un condiment care nu ar trebui să lipsească din nicio casă, deoarece are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Este un condiment cu gust și aromă deosebită și este înrudit cu ghimbirul. Rădăcina plantei curcuma ionga, din care provine turmericul, are numeroase proprietăți folositoare pentru sănătate. Proprietăți antiinflamatoare, antiînbătrânire și antioxidante. Compusul principal responsabil pentru toate aceste beneficii este curcumina, datorită căreia apa cu turmeric este una dintre cele mai sănătoase băuturi. Ingrediente, mod de preparare aveți nevoie de jumătate linguriță de turmeric și 240 ml de apă caldă fiartă. Turmericul se toarnă în apă și se amestecă. Se consumă dimineața înainte sau după micul dejun și se poate adăuga și un pic de piper negru. Consumați această băutură timp de o săptămână, două, după care faceți o pauză lungă. Apa cu turmeric previne inflamația din organism, reduce durerea articulară, ajută la îmbunătățirea digestiei, stimulează secreția bilei, previne apariția gripei, întărește sistemul imunitar, reglează nivelul de zahăr din sânge, ține sub control glicemia, îmbunătățește aspectul pielii, ajută regenerarea ficatului, previne formarea cheagurilor de sânge, curăță arterele de grăsimi, vindecă artrita, accelerează metabolismul, ajută la arderea grăsimilor, reduce efectele cirozei la ficat, reduce deteriorările provocate de inflamații și de agenți oxidanți. Contraindicații persoanele care suferă de reacții alergice și de hipersensibilitate sau de dureri de stomac trebuie să aibă grijă la consumul de curcuma. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați materialele și distribuiți canalul!